Ivan Ceban, ăsta e spionul tău la paradă? Maidanezul dezmățat. Fix în centru unde e adunare de... oficialități, de servicii speciale. Militari, poliție. Politicieni. Acolo au răzbătut și un maidanez. Nici măcar nu sigur că... că-i deșel cu număr de înregistrare. Castrat și vaccinat. Pare că e prima dată pe aici că marchează locul. Vine de la partid, cred că. La Partidul Socialiștilor. Și o să latre așa la toată lumea? Au văzut un cățel. Lui căței cu blănoșe interesant. Lui sau ei, că nu-mi dau seama. Ai, băiețel, îmi pare că... simbolic. Maidanezule. El e liber și independent. Are și simpatizanți acolo. Primarul Ceban trece pe lângă maidanez și nu zice nic. Sunt împreună, cred că. Fiecare cu cățelul lui. Dacă nu e destul de poluat aerul în oraș, încă mai fumează. Cenele mai danez, se odihnește cu mașina. S-am filmat mai devreme la monument. Băi, răule, ce ți-am zis ceva? Șezi cu minte. Gata, lasă. Hai, adio. Lasă. Hai, nu fi rău. O să ne certăm. Rău și prost. Ups. Încă un maidanez a venit la monument. De data asta e unul mai mășcat și cu etichetă în ureche. Și pare mai trist decât cel de seară. Tot băiețal. Văd că e filmat și s-a speriat. Fix așa trebuie să arate un smart city. O capitală de stat independent. Cu pretenții europene. Probabil a fost câine de casă și l-a abandonat și acum îl mângâie cine poate.